Bine v-am regăsit la Eurodicționar. Sunt câteva momente de-a lungul carierei mele în care am avut plăcerea să stau de vorbă cu oameni de elită. Am citit, am comparat, mi-au plăcut întotdeauna jocurile minții și ale inteligenței. Iar în Republica Moldova am avut marea plăcere să descoper într-adevăr câteva minți sclipitoare. Și există, aș putea spune, cel puțin un senior al gândirii, pe care eu îndrăznesc să-l compar cu George Friedman. Și pentru că zilele trecute, la un moment dat, citam profețiile pe următoarele două decenii ale Stratford, respectiv ale întemeitorului lui Stratford, George Friedman, m-am gândit, măi, interesant. Dar de ce să nu vedem, totuși, care ar putea fi produsele bune ale gândirii unei dintre acești seniori care se găsesc în Republica Moldova? Iar pentru mine el se numește Oazul Antoi. Recunosc că am aproape o fascinație, o admirație pentru ceea ce el reprezintă, un om care inclusiv acum nu se sfiește să arunce în gol la propriu, cu parașuta, și l-a figurat în toată vâltoarea asta a vieții care ne înconjoară în acest moment. Iar Republica Moldova chiar este într-o mare vâltoare, într-o foarte mare vâltoare. Președintele României, Klaus Iohannis, tocmai a plecat. Discuții s-au purtat, politica moldovenească e destul de neclară, în Ucraina lucrurile merg prost, în ansamblu, în toată lumea, nimeni nu știe ce să facă cu domnul Putin, mai există și statul islamic, mai există și tot felul de alți nebuni dornici să pună mâna pe armă și să tragă. L-am văzut pe Oazul Antoi la un moment dat apărând la televizor, îmbrăcat și cu armă pe masă, șocând pe toată lumea. Da, cred că e nevoie uneori să pui lucrurile pe masă și să deschizi cutia Pandorei, de care în general ne ferim. De ce? Pentru că ne place confortul acesta al unei false tihne. Dacă stăm bine să socotim doar câteva sute de kilometri de aici până la cele mai recente explozii din Ucraina. Oazul Antoi a acceptat invitația. Bine ați venit în emisiune. Mulțumesc mult pentru faptul că sunteți aici. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru prezentare. La ceea ce ați spus, vreau să adaug că probabil neamul meu se trage de la cei care primi și-au dat seama de existența pietelor pisoare. Foarte drăguț, da, corect. Și cu neliniștea asta, cred că ați rămas. Da. Acum, soarele nostru, după cum spun unii oameni de știință, își trește ultimele secole, să zicem. Mai avem așa un miliard două de ani la cam dispoziție, așa că putem deocamdată să ne preocupăm de chestiuni curente. Dar petele de pe soare rămân. Chestiunile curente sunt acelea care ne preocupă, într-adevăr, și aș fi foarte curios să discut cu dumneavoastră și să aud care este părerea noastră legată de cel puțin trei mari direcții, care toate au impact direct asupra Moldovei. Prima pe care vă propun este aceasta a Moldovei aflată la intersecția sau la ciocnirea două mari blocuri geopolitice. Unul care are în centru Moscova, respectiv regimul Putin și tot ce înseamnă gândire și acțiune putinistă, cred că aș putea spune în acest moment, respectiv blocul vestic, unde iarăși trebuie să lămurim cine și cum se mișcă. Germania, Statele Unite, doamna Merkel, domnul Obama. Haideți să vedem, în acest moment, care credeți dumneavoastră că este cea mai arzătoare chestiune a ciocnirii acestea geopolitice? Ucraina, pacea, încălcările de acolo, dubla măsură, naivitatea Occidentului, pragmatismul american, expansionismul lui Putin. Unde suntem? Dacă vorbim de Occident, este evident că este vorba de miopie. Deoarece fenomenul lui Putin nu a apărut azi sau atunci când a fost declanșat, a fost anexată Crimeea, să spunem așa. Deci fenomenul lui Putin a apărut încă atunci când el era la Sankt Petersburg și dacă ne gândim la ultimele publicații din presa britanică, unde se spune că Litvinenko a fost nimicit deoarece deținea materiale compromițătoare asupra lui Putin și anturajului lui nemijlocit. Deci, fenomenul lui Putin este o continuitate a Imperiului Răului, cum a declarat domnul Ronald Reagan, Uniunea Sovietică. Și, totodată, fenomenul Putin demonstrează că colapsul Imperiului nu pune capăt mentalității imperiale. Și acum noi avem o renaștere a imperialismului rus. Eu chiar sunt acela care spun că vedem o nouă versiune a fascismului, versiunea lui ortodoxă. Da? Și acest fenomen prezintă un pericol global, dar totodată eu sper că Occidentul
pas, deci conștientizează aceste pericole și va fi capabil cel puțin să se autoprotejeze fără ca să vorbim despre soarta Ucrainei sau a Republicii Moldova. Pentru mine a fost, cum să spun, un zâmbit ironic mi-a provocat cuvintele doamnei Merkel, care a spus că, după convorbire telefonică cu Putin, cum că se creează impresia că el trăiește într-o altă lume. Da, aceasta este o problemă pe care eu am simțit-o decenii în urmă, când veneau diplomați străini, experți străini și noi când încercam să discutăm despre realitățile din Republica Moldova, inclusiv despre politicile Federației Ruse, eu constatam că ei văd cu totul alt tablou decât cel pe care îl vedeam eu, care trăiesc în aceste realități. Acum, da, trebuie să plătim prețul. Ucraina vecină, unde eu m-am născut, deci plătește prețul dramatic pentru faptul că politicienii ucraineni corupți timp de peste 20 de ani au prădat țara, dar nu s-au preocupat de consolidarea statului Ucraina. Deci cam aceeași situație este și în Republica Moldova, numai că noi suntem protejați de Ucraina. Și sigur că la moment eu nu mi-asum responsabilitatea să spun ce va fi, de exemplu, cu aceeași Rusia. Dar este evident că regimul autoritar, cum este în Rusia, nu poate fi demontat prin sancțiuni sau nu știu ce acolo. Deci rămâne de văzut cum va evolua acest proces și în asemenea situație, singura întrebare sau prima întrebare pe care mi-o formulez eu, mi-o adresez mie înșimea, este în ce măsură noi suntem responsabili în calitate de cetățeni acestei țări, în ce măsură noi utilizăm oportunitățile care au fost risipite timp de peste 20 de ani, dar măcar în ultimul ceas să ne consolidăm statul și să diminuăm riscurile care vin în urma acestei evoluții dramatice a situației în Ucraina vecină. Înainte de a discuta despre cum anume poate fi consolidat statul Republica Moldova, să mai rămânem puțin la riscurile acestea și posibile revoluții din Ucraina, pentru că, iată, Minsk după Minsk, ca să spun așa, încălcat fără niciun fel de probleme. Se pare că fățărnicia așa zișilor separatiști, respectiv a susținătorilor lor, nu are limită, pentru că deși s-a convenit că se va retrage armamentul, nu se retrage, deși s-a convenit că se oprește focul și de Balțev a fost cucerit, au mai fost explozii și la Harkov, lucrurile nu par să se oprească. Planul acesta imperialist al domnului Putin pare că merge mai departe. Pare sau chiar merge mai departe? Eu consider că Putin nu a renunțat la planurile lui și dacă se demonstrează că exploziile de la Harkov au fost, să spunem așa, realizate cu suportul direct al Rusiei, asta înseamnă că Rusia devine o țară sponsor al terorismului. Da? Dar care este planul lui Putin? În start, eu mi-aduc aminte de noiembrie 2013, eu eram în Dubai, la Cupa Dubaiului, la parașutism, și când am văzut că domnul Ianucovici nu semnează la Vilnius acordul de asociere, am scăpat o vorbă. În Ucraina va fi un sânge mare. Și alături de mine se afla un cetățean rus, inteligent, tânăr, și care peste jumătate de an mi-a scris mie: domnul Antoi, dar chiar ați prevăzut, spre regret, acea mentalitate care noi am moștenit-o din trecutul sovietic, acele apucături ale regimului Putin pe care, deci, le-a demonstrat inclusiv în războiul împotriva Georgiei din 2008, nu lăsau spațiu pentru iluzii cum că cumva se va rezolva. Și este evident că Putin este, pe de o parte, regimul lui Putin este conștient că Europa nu este capabilă să lupte cu nimeni și că Alianța Nord-Atlantică a pierdut dramatic din capacitatea militară, componenta militară propriu zisă. Sunt țări întregi din Alianța Nord-Atlantică care deci absolut s-au dezarmat și chiar militarii suspuși din Alianța Nord-Atlantică recunosc că în zona aceea de conflict, teritoriile ocupate de Federația Rusă, se este concentrat armament care depășește potențialul țărilor întregi din Alianța Nord-Atlantică, dar este evident că Putin percepe, are o viziune paranoidală, deci asupra tabloului geopolitic al lumii și asupra rolului Ucrainei în special.
deoarece fiind născut în Ucraina, cunoscând limba ucraineană, având relații de rubidenie, de prietenie și prin, deci cu, în Ucraina, eu am încercat să monitorizez situația din mai multe surse, dar primul lucru care s-a aruncat în ochi, deci declanșarea unui război informațional împotriva Ucrainei. Când, profitând de multiplele slăbiciuni ale statului și ale clasei politice din Ucraina, propaganda rusească, care este o armă foarte eficientă, în condițiile când noile statalități în spațiu ex-sovietic încă nu s-au afirmat în mentalitatea cetățenilor, deci aceste instrumente transformă un segment din populație într-o turmă debusolată, agresivă, care poate fi aruncată la abator, deci în orice moment. Și acest lucru s-a demonstrat în zona de est a Ucrainei, sigur că au contribuit, cum se spune, și provocatorii înarmați. Și scopul general al regimului Putin este ca statul ucrainean să devină unul falit, proiectul statalității. Falit până la dezmembrare? Dezmembrarea este, să spunem așa, iată, ne uităm la așa zisul conflict transnistrian, conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova. Este un conflict între proiectul de edificare a statului Republica Moldova în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională și ambițiile geopolitice aceleși sau neoimperiale aceleși Federației Rusiei. De ce Rusia n-a recunoscut așa zise Transnistrie? Deoarece n-are nevoie de această fășie de pământ. Rusia a dorit și continuă să dorească să controleze întreaga Moldova prin intermediul acestui conflict dirijat de ea și ignorat de ele și noștri. Asta e altă poveste. Aceeași situație o dorește și regimul lui Putin în cazul Ucrainei, transnistrizarea Ucrainei, ca aceste zone din Donetsk și Lugansk să devină o ancoră, un instrument de șantaj în raport cu întreaga Ucraina. Ce e drept, clasa politică din Ucraina cunoaște realitățile noastre, în special aceasta se referă la domnul Piotr Poroșenko, care nu ne este străin. Deci născut în Belgrad, a avut afaceri în Chișinău, etc., și nu numai și pe malul stâng. Și prin urmare, Ucraina conștientizează aceste riscuri. Dar oricum, regimul lui Putin joacă dur. Pe Putin nu îl interesează faptul că mor cetățenii ruși în Rusia, prețul vieții omenești este egal cu zero. Ucraina nu poate să-și permită această atitudine față de oameni. Și, repet, o mare crimă comisă de politicieni ucraineni este că ei au dezarmat statul ucrainean în fața agresiunii Federației Ruse. Și acum Ucraina trebuie să se salveze. Deci trebuie să nu admită să devină în continuare șantajabilă de regimul lui Putin și să folosească orice posibilitate pentru a deveni un exemplu pozitiv pentru acei cetățeni ruși, care încă, mentalitatea cărora încă nu este mutilată de propaganda rusească și într-o perspectivă nu prea îndepărtată, deci Ucraina să demonstreze Rusiei că parteneriatul cu Uniunea Europeană asta nu conține în sine nimic anti-cuiva sau în special anti-rusesc. Este o oportunitate și o șansă de a-ți moderniza țara, de a-ți trăi viața ca cetățean cu demnitate într-un stat democratic. Dar este evident că atât problema Crimeei, precum și raioanele cele de est a Ucrainei sunt o problemă care va fi conservate probabil pentru decenii, deoarece în acordurile cele de la Minsk, cel mai, să spunem așa, deranjant fapt pentru Ucraina este lipsa garanțiilor clare de restabilire a controlului asupra frontierii ucraineno-rusești. Atâta timp cât Rusia controlează unilateral peste 400 de kilometri de frontiere, eu sunt foarte sceptic în ceea ce privește posibilitatea soluționării cât de cât în termeni previzibile acestei probleme. V-aș ruga să ne referim puțin și la proaspătul prieten al domnului Putin, sau cel puțin aparent,
Mă refer la premierul maghiar Victor Orban, cunoscut ca un om susținut de partidă de dreapta, cu viziuni radicale, aflat în conflict cu instituții europene sau internaționale din state democratice și declarat admirator al lui Vladimir Putin. Prietenia aceasta unde ar duce? Pentru că se știe, de exemplu, că partidul Iobbik de extremă dreaptă care îl susține pe Victor Orban emite pretenții teritoriale de la aproape toate statele din jurul Ungariei, mai puțin Austria. Încolțește cumva mintea cuiva, să zicem, domnului Putin, provocarea de conflicte și de noi enclave de conflict teritorial în Ucraina, poate în România, state care contează în ecuația lui Putin? În opinia mea, Putin cel mai mult se teme de o poziție consolidată a Uniunii Europene și a Statelor Unite. Și dacă urmărim pașii întreprinși de regimul lui Putin, noi vedem că timp de mai mulți ani de zile regimul lui Putin promovează politica tradițională de vide et impera. Încearcă să scindeze și să contrapună, deci, țările în interiorul Uniunii Europene, încearcă să joace sau să inventeze și să amplifice zvonurile despre eventualele disensiuni între Germania, SUA, Uniunea Europeană, SUA. Și noi vedem cum este utilizat canalul de televiziune Russia Today. Noi aflăm că doamna Marie Le Pen, nu știu de ce, a luat un credit într-o bancă rusească, da? Ca alte țări, nu știu ce, alte bănci nu s-au repezit să ofere credite pentru funcționarea partidului și despre prietenie familiei ei cu unii reprezentanți din Federația Rusă. Noi nu putem uita cum domnul Schröder peste noapte a devenit un angajat simplu al Gazpromului din fotoliu de cancelare al Germaniei. Ceea ce demonstrează că domnul Putin are, în calitate de fost ofițer al KGB, care știe cum racolează agentura, cum se racolează, el a abordare foarte cinică, deci, în raport cu restul lumii și încearcă să aplice acest instrumentariu pentru a scinda Uniunea Europeană și pentru a crea o paralizie internă din care ar putea să profite el și să nu fie oprit în planurile sale expansioniste. Deci, inclusiv, noi vedem și simpatiile celor din stânga radicală față de Rusia și, deci, în cazul Ungariei tot este... Ne uităm și la încercările regimului Putin de a miza pe diferiți actori din Uniunea Europeană pentru a-și proteja pozițiile foarte importante în sectorul energetic, pentru a menține în continuare monopolul asupra căilor de tranziție a gazului, resurselor energetice pe continentul european. Și sigur că aici, eu cred că după ce atât Occidentul, precum și cei care se consideră democrați din spatele ex-sovietic, au fost surprinși de această irupție a agresivității și a cinismului din partea regimului Putin, acum, a fi și în al 12-lea ceas, urmează să aibă loc, să spunem așa, mobilizarea celor resurse analitice care să permite să fie prevăzute eventuale scenarii promovate de Putin, de regimul lui Putin și respectiv să se asigure neutralizarea lor, deoarece riscurile sunt mari și chiar dacă lăsăm la o parte faptul că Federația Rusă este posesoare a armamentului nuclear, Federația Rusă este țară membră a Consiliului Securității Organizației Națiunilor Unite și acest lucru, a demonstrat nefuncționalitatea întregii organizări, să spunem așa, globale a sistemului de securitate. Deci, situația este foarte riscantă, implică riscuri de lungă durată. Noi nu putem miza pe faptul că, de exemplu, în 2018, cineva, într-un mod miraculos, o să-l învingă pe domnul Putin în cadrul unor alegeri libere și corecte. Da, zâmbim, dar zâmbitul ăsta este amar. Este. Deci, da. Și ne mai vorbim de faptul că aliații
tradiționale în ghilimele, dar în opinia mea, care sunt aliați din frică a Rusiei, e vorba de Kazakhstan și Belarusia, tot nu sunt niște mostre de democrație și predictibilitate. În cazul când domnul Nazarbayev are, dacă nu greșesc, 74 de ani împliniți, deci pe noi poate să ne bucure doar faptul că Kazakhstan e de cealaltă parte a Rusiei. Iar Belarusia, nu, Belarusia e un alt caz, dar oricum este evident că în Rusia s-a cristalizat un regim expansionist autoritar care prezintă un pericol real pentru securitatea pe continentul european, cel puțin. Și aici, dacă revenim la ale noastre, când te uiți la clasa noastră politică, care este totalmente, să spunem așa, trăiește în altă lume și nici nu este capabilă să se gândească la problema securității naționale a Republicii Moldova, rămâne doar să sperăm că sărmanii ucraineni o să reziste și o să ne protejeze pe noi de scenariile cele mai rele. Și totuși, există speculații, de exemplu, cum că, aparte de ce se întâmplă în Ucraina, se pregătește cumva și destabilizarea Moldovei. Unii spun, și am citit și pe blogul și prin presă, că viitoarele alegeri din Găgăuzia pentru funcția de bașcan ar fi o pârghie prin care Federația Rusă ar încerca, cu ajutorul, de exemplu, unei dintre candidate, doamna Irina Vlah, sprijinită de PSRM și așa mai departe, să provoace tulburări, nemulțumiri, să destabilizeze Găgăuzia, urmând ca apoi, într-un fel sau altul, poate și Taraclia, poate și Bălți, există tot felul de speculații despre zonele acestea de neliniște, care sunt și eurofobe, și românofobe, și care mai degrabă ar merge cu mâini și cu picioare înspre est, în ciuda dezastrului care zace acolo. E ceva în aceste scenarii sau sunt pur și simplu niște speculații? Eu sunt acela care consideră că în cazul Republicii Moldova principalul pericol este nu Rusia, ci coruperea și incompetența clasei politice în ansamblu în Republica Moldova. Să ne uităm la autonomia găgăuză, de care noi ne aducem aminte doar atunci când apar niște disensiuni sau niște situații nestandarde, gen așa zisul referendum din 2 februarie, etc., 2 februarie 2014. Deci, autonomia găgăuză are un statut juridic definit de Parlamentul Republicii Moldova la 23 decembrie 1994. În opinia mea personală, legea adoptată în 1994 conține o groază de incoerenți care n-au nimic comun cu renașterea culturală a concetățenilor noștri și cu păstrarea identităților etnice a concetățenilor noștri de etnie găgăuză. Nimic. Acea lege din 1994 este un amestec dintre mentalități și abordări sovietice și târg între parlamentarii noștri de pe atunci cu radicalii de la Comrat. Dacă chiar excludem că au mai fost tras sforile de la Moscova, oricum această lege nu a asigurat integrarea concetățenilor noștri de etnie găgăuză în spațiul mental, deci al cetățenilor acestei țări. În genere, noi avem o problemă gravă care se trage din trecut, se trage din faptul că RSS moldovenească, care a fost constituită prin adoptarea legii la 2 august 1940 la Moscova, da? A fost o entitate artificială. Și noi cei care, din care făceam parte și eu, care ne-am trezit pe acel teritoriu, să admitem, la 27 august 1991, nu eram consolidați prin spiritul de cetățenie, cei ce s-a fost în țările baltice, și nu eram consolidați prin dorința comună de a crea un stat, deoarece nu existau tradiții de statalitate pe acel teritoriu. Și Republica Moldova este un stat circumstanțial, da? Nu noi am decis, nu noi am luptat pentru statalitatea Republicii Moldova și acea calitate a materialului uman moștenită din trecutul sovietic, din start a creat o situație când în Republica Moldova au apărut formațiuni politice care exploatează trecutul, dar nu lucrează pentru viitor, pentru consolidarea
în baza populației, în baza noțiunii de cetățenie. Și autonomia găgăuză este un exemplu a acestei manipulări și acestei incompetențe a clasei politice, deoarece acel sondaj care, la realizarea căruia am participat eu în 2011, care a fost realizat în autonomie, Găgăuza a demonstrat că majoritatea absolută a locuitorilor acestei autonomii sunt loiali în raport cu statul Republica Moldova. Există un specific regional, însă atunci când în mod artificial se isterizează situația, crește tensiunea în cazanul politic, deci apar provocatorii și oamenii devin ușor manipulabili, în special în ceea ce ține românofobia, niște clișee deci legate de Uniunea Europeană, etc. Și această situație, spre regret, se datorează inclusiv faptului că sistemul educațional al Republicii Moldova nu asigură, deci, crearea, aducerea la, în viață, deci, a noii generații de cetățeni. Suferă toți, dar aceasta este calitatea guvernării în Republica Moldova timp de peste 20 de ani și aceasta permite, în cazul dat e vorba de Federația Rusă, să exploateze aceste, să spunem așa, incoerențe în ceea ce privește funcționarea statului Republica Moldova. Și da, există riscuri, există, Rusia își permite deci, să intervenții absolut neloiale în raport cu statul Republica Moldova, în procesul electoral din Republica Moldova, în ansamblu, numai cât costă acea poză a lui Putin cu Zinaida Greceanu și cu Igor Dodon, în situația când Putin deja era apostrofat de întreaga comunitate internațională în calitate de lider autoritar unei țări agresor, la noi aici nu contează. Sigur că e și mai periculos faptul că, dacă ne uităm la datele sondajelor înainte de alegerile din 30 noiembrie, noi vedem că circa 2/3 din susținătorii acelui partid sunt alolingvi, cum spunem noi. Este un fenomen foarte periculos când aceste clivaje etnolingvistice din Republica Moldova, într-o manieră atât de evidentă, sunt utilizate pentru lansarea unor proiecte antistatale. Suntem foarte aproape de sfârșitul emisiunii. Cu părere de rău, poate mai continuăm și în vreo altă ediție acest dialog, dar în aceste condiții, date fiind toate lucrurile pe care le-ați descris, și anume imperialismul rusesc, mă rog, administrație Putin în acest moment, mecanismele de care dispune, cinismul cu care acționează, acest oportunism al clasei politice din Republica Moldova, care speculează trecutul, dar nu consolidează viitorul, clivajele care există în societate, mentalitatea neconsolidată a moldovenilor care nu înțeleg că au un stat și nu se comportă ca atare, ce șansă dau toate acestea, să spunem, parcursul acestui european al Republicii Moldova despre care se tot vorbește, care, iată, în sfârșit s-a concretizat într-un acord de asociere, dar care trebuie implementat. Va fi posibil drumul acest european al Moldovei? Dacă da, în ce condiții? Dacă nu, de ce nu? După ce România în 2007 a devenit țară membră a Uniunii Europene, eu am spus că Republica Moldova este atrasă în câmpul magnetic al Uniunii Europene. Și în opinia mea personală, proiectul statalității Republicii Moldova poate deveni unul viabil și împlinit numai în parteneriat cu Uniunea Europeană. Pe de o parte, noi am demonstrat că nu prea putem, pe de altă parte, există interferențe din exterior, dar totodată, anume Uniunea Europeană ne oferă această oportunitate. Eu totuși consider că șansele sunt reale, da, noi n-am fost capabili, în pofidă mai multor circumstanțe, deci să urmăm exemplul țărilor baltice, care în 2004 au devenit țări membre a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, dar totuși eu consider că regimurile gen Putin, ele nu sunt veșnice. Eu sper și aștept că Ucraina va rezista. Da, calitatea clasei politice din Republica Moldova este discutabilă, însă suprapunerea acestor factori mă face un optimist foarte moderat așa. Am înțeles. Ar mai fi cam un minut și jumătate până la finalul acestei emisiuni. Optimist moderat, dar totuși optimist.
Adică vedeți totuși Moldova ajungând până la urmă în Uniunea Europeană? Știți care este situația? De a ajunge în Uniunea Europeană nu este un scop în sine. Prioritar este ca noi aici să avem o țară în care justiția să fie justiție și în care hoțul să fie diferit justiției și deci justiția să-și facă datorie. Prioritar este ca în Republica Moldova tinerii care vin în locul celor de alte mine să-și lege viitorul de acest stat. Nu 100%, nu suntem înconjurați de sârmă ghimpată, dar oricum ca acest proiect statal să fie unul viabil. Și eu consider că putem să mai lăsăm la o parte deci, perspectiva aderării la Uniunea Europeană, dar trebuie pas cu pas să implementăm acordul de asociere. Fără acești pași, este inutil să vorbești despre linia de sosire. Mulțumesc mult! Acesta să fie finalul discuției noastre cu Oaz Brantoi. Și apropo de tinerii Republicii Moldova, parcă v-aș îndemna, dacă vă numărați cumva printre cei care urmăresc această emisiune, să încercați să preluați din gândirea aceasta extrem de flexibilă și de aprofundată a lui Oaz Brantoi și a celor care uneori am și eu senzația că, din păcate, generația tânără este mai veștejită și mai ofilită decât cei care încă, fie și cu un optimism moderat, duc lucrurile înainte. Oricum, până data viitoare, numai bine. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc.